Doamnelor, domnilor, Călin Popescu, Tăriceanu, președintele ALDE și Victor Ponta, președintele României, foști prim-ministri, sunt alături de mine în direct în această seară, după cum v-am promis. Facem împreună analiza la sânge a măsurilor care ar urma să intre în vigoare odată cu instaurarea stării de alertă, dar și despre amenințarea lansată de președintele Iohannis. Este scandal monstru pe amenzile date miilor de români, domnilor și domnilor, cum rămâne guvernul fără 120 de milioane de euro pe care spera. Nu este însă unicul scandal. Avem români băgați în carantină forțată cu testele negative în mână. Sunt oameni simpli, amărâți, care au fost practic păcăliți să-și facă teste de COVID cu 150 de euro și tot degeaba. În tot acest timp continuă și scandalul pe tema exploatării românilor pe plantațiile nemțești și vedem împreună ce ministru din guvernul Orban și-a făcut deja bagajele. Dați-mi voie să-i salut pe cei doi domni. Bună seara, domnule Ponta, bună seara, domnule Tăriceanu, vă mulțumesc că sunteți împreună. Bună seara! Da. Bună seara! Haideți să vedem împreună anunțul domnului președinte Iohannis, mai degrabă, după cum am interpretat eu, poate abuziv, amenințarea președintelui Iohannis la adresa poporului care l-a făcut președinte pentru a doua oară. Intrarea în starea de alertă aduce cu sine riscuri noi și responsabilități suplimentare pentru toți cei care își vor relua, într-o formă sau alta, activitatea. Distanțarea socială, munca de acasă, acolo unde este posibil, respectarea tuturor normelor de igienă, purtatul măștii de protecție sunt esențiale pentru a putea controla și în continuare epidemia. Fără aceste măsuri și reguli, fără responsabilitatea fiecăruia dintre noi, lucrurile pot ușor degenera. Și vreau să fiu foarte clar, dacă situația se va înrăutăți și datele vor arăta un număr galopant de infectări care va duce la supraaglomerarea spitalelor, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgență. Domnule Ponta, pot să înțeleg că pentru domnul Iohannis spălatul pe mâini pare a fi evenimentul marcant al vieții sale. Dar nu pot să înțeleg și nu pot să accept, cel puțin eu, ca un președinte al României să se răstească la mine și să mă amenințe cumva. Vi se pare că sunt eu prea sensibil zilele astea? Deloc. În primul rând, bună seara, salut și pe domnul Tăriceanu. Bună seara. Da, bună seara. Nu mi se pare că sunteți prea sensibil. Doar că domnul președinte Iohannis s-a obișnuit pe acest ton să dea ordine întâi PNL-ului și guvernului. Mă rog, treaba lor dacă au acceptat. După care a dat ordine și Parlamentului. Și dacă ați văzut, Parlamentul, cu mici excepții, cred că domnul Tăriceanu, cei de la ALDE și noi, cei de la Pro-România, am fost singurii care am votat împotrivă. În rest, toată lumea, și PSD-ul, și USR-ul, și UDMR-ul, toată lumea a votat în 24 de ore o lege total greșită, aberantă, după părerea mea, pe care oricum nu o respectă nimeni, că azi au intrat în stare de alertă fără legea aia care s-a votat ieri. Dar vreau să vă zic un lucru și să începem cum facem noi așa, cu lucruri foarte concrete. Eu n-am ascultat intervenția domnului Iohannis de azi, că aveam treabă. Am văzut o știre și m-am apucat să o verific dacă e adevărată. Și e adevărată și de-aia pot să vă spun și dumneavoastră. Ați auzit de programul IMM Invest, da, care da, s-a pornit pe 17 și i-au atacat hackerii ruși pe domnul ministru Câțu. Da. L-am prins în Parlament luni și asta l-am întrebat. Domne, cine sunt hackerii care au atacat? A zis că ne aduce să-i vedem și noi, să băgăm un pic. Și v-a răspuns ceva? Nu, evident că nu. Dar nu asta e problema. Ne-a zis încă o dată luni că este cel mai mare program de sprijin al IMM-urilor românești. Și azi am văzut o știre, repet, am verificat-o ca să nu greșesc, să vă dau vreo știre falsă. S-au depus 96.000 de cereri, 100.000 de firme românești au depus cerere. Din 17 aprilie a pornit programul, da? Deci facem o lună în curând. Știți câte au primit credit până în seara asta? Câte? 12. Lăsați-l să ghicească pe domnul Ciutacu. 12, vă rog să scrieți pe tablă, pe unde asta audă oamenii bine. 12.000? 12 firme, domne. Înțelegeți?
100.000 de firme românești cocoșate de rate la bancă, pentru că știți că am dat legea cu amânarea ratelor, da, și ne-a atacat-o PNL-ul la CSR. Cocoșate de faptul că n-au știut când primesc banii de concedii medicale, de șomaj tehnic. Au crezut în acest guvern, au zis, domne, până la urmă, hai că ne ajută la IMM Invest. Au depus odată în ziua aia când s-a blocat site-ul cu niște hackeri. De fapt, se blocase din greșeala lor, că în loc să lucreze de la început cu STS-ul, și-au luat niște firme de peneliste să le facă site-ul și l-au făcut prost. E, în seara asta, când vorbim, 12 firme, 1, 2, 10, 11, 12, 12 firme românești au primit credite de la bancă. Atenție, n-au primit bani, așa cum dau celelalte țări, granturi se numesc, adică îți dă guvernul niște bani să treci peste criză. Au primit niște împrumuturi pe care trebuie să le dea înapoi și la care guvernul îi ajută cu dobânda doar anul ăsta, la anul nu-i mai ajută. Și atunci despre ce să-l mai ascult pe domnul președinte, pe domnul prim-ministru, cum ne spune, de fapt, economia românească și firmele românești sunt îngropate, falimentate în mod organizat în această perioadă. Haideți să vedem cine o să vină să le cumpere. Vă zic eu că nu sunt alte firme românești, o să fie firme din afară care o să vină să ne cumpere cu totul. Și atunci domnul Iohannis zice, domne, mai mișcă ăștia prin România, să-i mai ținem închiși. Ia să le... Vă dați seama, pentru o firmă care au un credit acum, când iese președintele țării, zice, mă gândesc să vă bag din nou în stare de urgență. Păi îți mai vine să iei bani de la bancă dacă peste două săptămâni sau o lună iar te închide? Ce-i serios, dumneavoastră, dacă ați avea o firmă, ați avea curaj să luați bani, să garantați? Doamne, apără și păzește. Casa, când îl auziți pe domnul Iohannis spunând că iar ne închide? Asta e, de fapt, problema României în acest moment. Faptul că tot ce s-a reușit după 2010, după criza din 2010, ca firme românești, întreprinzători români, programe românești, să fie ucise în această perioadă și dacă cumva mai supraviețuit vreuna, mai stăm închiși până mor toate, ca să fim siguri. Domnul Tăriceanu, în actualul context în care, repet, totul pare a sănărui din punct de vedere economic, a venit și decizia CCR-ului urmată de o inițiativă legislativă la care sunteți coautori și dumneavoastră și domnul Ponta, cea de amnistiere generală a amenzilor date românilor. Nici nu știți unde dați și unde crapă, pentru simplu motiv că țin să vă anunț, guvernul României, care anunțase inițial că banii vor fi folosiți pentru dotarea spitalelor, s-a trezit că banii aia și pusese în plan pentru mărirea salariilor polițiștilor, domnule Tăriceanu. Deci nici bani la spitale, nici la polițiști. Să știți că guvernul văd că știe să găsească bani. De curând a găsit 700 de lei în cont, 700 de milioane de lei, mă scuzați, în conturile Autorității Naționale de Comunicații, pe care i-a confiscat, și cu 200 de milioane a făcut programul de așa zis, susținere a mass media, da? Ce vi se pare rău, deci, programul ăla? Vă întreb așa. De publicitate pentru perioada stării de urgență și combaterea coronavirusului. Deci bani ar găsi. Vreau să vă spun însă altceva. Că sunt numai puțin de 300.000 de procese verbale de amenzi, da, aplicate românilor. Chiar astăzi a venit cineva la mine, o persoană care, mă rog, face parte din cei care poate n-au posibilități să-și angajeze un avocat și așa mai departe. Și m-a rugat să le dau un ajutor cu amenda pe care au primit-o. 8.000 de lei amendă. Da? 8.000 de lei amendă. Pentru deci, ce, România, domnul Tăriceanu? Știți, stați puțin, vreau să vă spun ceva. România, trebuie să știți, și telespectatorii trebuie să știe, este în Europa, pe primul loc, la nivelul amenzilor, da, și pe ultimul loc la nivelul susținerii economice pe care guvernul o dă economiei. Domnul Ponta avea dreptate cu ceea ce v-a spus, am citit și eu această știre. Sunt 12 firme care au beneficiat până acum de programul IMM Invest din 100.000. Am atras atenția că toate procedurile birocratice sunt prost făcute, greoaie, și se va ajunge la un fiasco. Și iată și rezultatul care dovedește acest lucru. Și în timp ce alte țări din Europa mobilizează sume care ating între 30 și 40% chiar din produsul intern brut, România este pe un
ultim loc cu 3,5%, care probabil sunt banii europeni pe care îi vom primi, deci efortul național este practic inexistent. Să nu ne mire că vor urma falimente în lanț, că vor fi firme românești care vor trebui să fie cedate capitalului străin, că vor fi firme care vor trebui să concedieze masiv oameni, că vom avea un șomaj ridicat și toate acestea din cauza unei catastrofale gestiuni economice a actualului guvern. Iar ieșirea de astăzi a domnului Iohannis se înscrie pe linia cunoscută, cu un ton profesoral, ne dojenește pe toți. Eu vreau să vă spun că am convingerea că marea majoritate a românilor nu au stat în casă de frica amenzilor, au stat în casă pentru că au conștiință civică, își dau seama că au o responsabilitate, probabil că este și teama de îmbolnăvire și chiar dacă astăzi legea pe care a trebuit să o votăm în Parlament pe repede înainte, la care, așa cum spunea și domnul Ponta, și Pro-România și ALDE nu au votat această lege, dar legea va intra în vigoare. Iată că au găsit o soluție și au venit cu o ordonanță de urgență. Știți de ce a fost adusă această lege în ultimul moment? Pentru ca să ne sucească mâna la spate Parlamentului și să acceptăm ceea ce doreau să facă în mod legalizat, adică o epurare politică a întregii administrații, numirea prietenilor politici ai PNL-ului, a rudelor celor din conducere, a așa mai departe, toți clienții politici ai lor. Și punctul 2, bineînțeles, ar fi vrut să funcționeze în continuare sistemul de achiziții publice cu dedicație pentru clienții politici care s-au format imediat în jurul PNL-ului în această perioadă, pe durata stării de urgență. E bine, Parlamentul a făcut un efort, a corectat legea, nu sunt convins că este o lege bună pentru că nu ne jucăm cu drepturile și libertățile cetățenilor. Ați văzut că Curtea Constituțională deja a sancționat atât ordonanța guvernului, cât și decretul președintelui, care afectează drepturile și libertățile cetățenești. Și vreau să le spun tuturor următorul lucru, simplu de tot. Să știți că pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, statul de drept nu se suspendă, democrația și drepturile trebuie respectate în continuare. Da. Mai dau o veste proastă? Mai dați-mi. Sunt rezistent. Să vă mai dau o veste proastă. De ce? Pentru că se referă la niște oameni care în aceste 60 de zile chiar au muncit. Angajații de la Direcția de Sănătate Publică, cei care au recoltat teste, cei care au stat cu măștile alea, cu echipamentul ăla cumplit, noi de-abia respirăm 10 minute cu mască, ei au stat ore în șir. Știți că le-a promis domnul prim-ministru și ministrul sănătății bonusul ăla de 500 de euro. Le-au dat seapă, domnul Ciutacu, nu le-au dat niciun 500 de euro, nici 500, nici 100. Au adus o directoare la Direcția de Sănătate Publică București. Mi se pare că e ceva fina, nu știu cărui... Fina doamnei ministru Anisie, da. A, așa. Și nu i-a trecut acolo. Când a fost întrebat ministrul, a zis că n-are tabele. Păi tabelele trebuie să le facă șefa direcției, tabelele cu cei care... Păi nu, stați un pic, domnul Pontacă, un pic înaintea dumneavoastră a fost doamna Firea în direct și a anunțat că toate spitalele din subordinea domniei sale, mă rog, administrației spitalelor, au trimis tabelele la Ministerul Sănătății. Două categorii, în București și în țară. De asemenea, directorul Spitalului Județean Bacău, dacă nu mă înșel, a ieșit și el public și a anunțat și a și prezentat documentele pe care le-a trimis Ministerului Sănătății. Că toată lumea a făcut tabelele, vorbesc de spitalele care sunt în subordinea primăriilor. Aici, la DSP, nici măcar nu au făcut tabelul. Dar cei care au făcut tabel tot n-au primit banii, cei care nu le-a făcut DSP-ul tabel, cu atât mai mult și-au luat țeapă. Totuși să păcălești oamenii care chiar au fost în prima linie și chiar au avut viață grea în perioada asta, s-au infectat și au ajuns, s-au dus cu frică acasă, să nu-și ducă microbul la familie. Dom'le, cum poți să ai sufletul să-i păcălești în felul ăsta? Dacă, Doamne ferește, vine al doilea val, cum zic specialiștii, le mai cerem la oamenii ăștia iară să ne facă teste, să ne trateze, să-și riște viața pentru noi după ce guvernul i-a păcălit în halul ăsta? E, da, vedeți, dumneavoastră îmi dați numai vești proaste, eu vă dau numai vești bune, domnule Tăriceanu. Era nevoie. Și dumneavoastră și domnului Tăriceanu. Ministerul Justiției propune înființarea în cadrul DNA
a structurii de sprijin a, ghiciți cui, domnilor procurorilor europeni delegați în România. Asta înseamnă că Laura Codruța Kövesi a devenit ușor așa șefă peste șefii din DNA. Vedeți, domnul Tăricianu, iese soarele și pe strada noastră. Da, dacă s-ar rezolva cu asta problemele din România, ce grozav ar fi. Eu vă dau un alt exemplu de haos și de debandat de la nivelul guvernului, da? De mâine, da, este dat liber la circulație, nu mă refer numai la circulația vehiculelor, ci și la circulația persoanelor. Așa, da? Ne închipuim noi la ora asta. Dar este portul măștii obligatoriu. Spuneți-mi și mie, ne-a anunțat cumva guvernul câte milioane de măști are în stoc? Pentru că, în mod normal, pe zi, cred că trebuie cam 10 milioane de măști care să ajungă la populație, în așa fel încât deplasarea să se facă în siguranță, ca să poată merge în magazine în siguranță și așa mai departe. Nu cred că toată lumea își poate procura o mască cu 5 lei, adică vreau să spun că nu poți să-ți cumperi numai o mască, că trebuie să-ți cumperi mai multe. Nu toți au această posibilitate financiară. Ce se va întâmpla? Cum se va proceda? Oamenii vor trebui, nu știu, să se împrumute. Guvernul, în loc să se ocupe de aceste lucruri strict necesare, și-au anunțat de peste 15 zile că starea de urgență va înceta, vedeți care au cu totul și cu totul alte preocupări. Vor să facă demonstrații de forță pe cârca Parlamentului. Cred că au preocuparea majoră, așa cum spuneam, de a-și pune în tot felul de posturi bine remunerate rudele și prietenii politici, clientela politică să fie servită cu contracte grase pe bani publici. Ăsta este guvernul de astăzi și așa se ocupă de gestionarea crizei. Deci eu mă rog la Dumnezeu ca, în fine, să fie bine, dar tare mi-e teamă că lucrurile nu vor evolua așa cum mi-aș dori. Domnule Ponta, vă încurajează veștile bune de la Ministerul Justiției? Domnul Predoiu e foarte preocupat de lupta anticorupției la nivel european. Mi-e cam scârbă, ca să vă spun direct. Puteți să nu mă întrebați de subiectul ăsta, că mi-e scârbă. Am zis să nu vă supărați că nu vă întreb. Mă gândeam că poate aveți o opinie avizată în acest sens. Mi-e scârbă, deci atâta slugărnicie. Vezi că cineva strică toate firmele din România, face tot împotriva României și te duci repede să-l pup, nu cumva să îi facă și lui vreun dosar. Hai să vorbim de români, că de slugoi eu nu m-am săturat. Hai să vă spun altceva. Ziceți-mi. Să nu mai vorbim de slugoi, că e plină țara, din păcate. De ce n-am votat ieri? De ce? Domnul Tăricianu n-a votat marți, în Senat eu n-am votat ieri în cameră, dar am stat până la 7 seara, să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce conține legea. Pentru că nici în această seară, după ce am citit textul final, după ce l-am recitit, după ce m-am sfătuit cu o mulțime de oameni, eu nu știu să le spun, eu care sunt jurist, sunt deputat, am fost ministru, adică, mă rog, cu asta mă ocup, ca să zic așa, da. Eu nu reușesc să le spun oamenilor, să le răspund la niște întrebări simple și de bun simt. Și anume, cei care vin acum în țară, mai intră sau nu mai intră în carantină sau în izolare? Pentru că nu s-a mai actualizat absolut deloc lista cu zonele roșii. Deci dacă mă duc în Bulgaria, în Ungaria, în unde au mult mai puține cazuri decât noi și oricum stau mai bine decât noi, la întoarcere ce pățești? Ce pățește românul care vrea să întoarcă din Italia sau din Spania? Ce obligații are? Știți că deja, când te duci acum în altă țară, în Austria, la vamă te primești, te dai un, plătești, îți faci testul și dacă e negativ, îți vezi de treabă. Domnul Ponta, când aflați dumneavoastră, mă anunțați și pe mine... Asta vă zic mai mult. Nu, iertați-mă, dar am și eu un client, întâmplător fiul meu, care ar vrea și el să întoarcă din Olanda, dar nu știe dacă îl bagă ăștia în arest la domiciliu sau nu. Eu am alt client, o am pe Daciana, care m-a întrebat de dimineață și mi-a zis, zice, explică-mi și mie, după ce ați votat în Parlament, pot să deschid terasa sau nu? Bună întrebare! Eu i-am zis, Daciana, m-am citit de 10 ori, pot să deschid terasa, s-a făcut un amendament. Asta a dus la pofetărie și în 10 minute au apărut, de la primărie, de la DSP, de la inspecție. Ah, bun! De la, Doamne, nu deschideți, că trebuie să vă dăm amenzi. Păi pe ce lege? Nu știm pe ce lege, dar ce să facem? Trebuie să dăm amenzi. Deci, sincer, haosul e mai mare acum decât era până acum. Asta e de fapt problema. Vă mai dau încă multe lucruri de faptul că
dumneavoastră ați înțeles de la miniștri și de la prim-ministru, dom'le, dau pensiile sau nu le dau mărite? Să spun o dată, Ai cale lungă până la pensii, domnul Ponta, ei nu știu ce fac mâine dimineață. Dar 1 iunie e peste 2 săptămâni și ar trebui să dea alocațiile mărite. Domnul Ponta, țin să vă anunț în mod politicos că Sfânta Zi de 15 mai începe peste 100 de minute și populația nu știe oficial ce are voie să facă și ce nu are voie să facă de la miezul nopții. Dar ne-a zis Curtea Constituțională că atâta timp cât nu există legea asta așa cum ea a votat ieri în Parlament, nu se poate face nimic. Și ce dacă? Și? Domnul Orban a zis că se poate. Dar atunci de ce ne-ați mai chemat, domne, să votăm legea în 24 de ore dacă oricum putea să face? Adică asta nu înțelege nimeni. Hei, rupul ăsta, care în final, pe bune știe, Nea Ion de la nu știu ce comună și tanti Floarea din cartierul Drumul Taberei, a înțeles din ce, dacă n-am înțeles noi, vorba aia, oameni care de cu asta ne ocupăm, cum să înțeleagă? Au înțeles un singur lucru, că o să iasă pe stradă și iar vin polițiștii și toată lumea să le dea amenzi, dar și polițiștii săraci și ei, eu nu-i acuz, că ce să înțeleagă din ce li s-a spus? Băi, vă duceți pe zduri, dați amenzi. Bine, șeful, dăm amenzi dacă ziceți dumneavoastră. Asta e de fapt nebunia din țară, că nu a zis nimeni din timp. Cum să spui tu luni că până miercuri trebuie votată legea și joi se dă ordonanța? Spune, dom'le, din timp, spune pe înțelesul tuturor. Știți câte, amendamente s-au făcut ieri la Camera Deputaților? 300 de amendamente. Dom'le, 300 de articole într-o lege, eu cred că 99% din români n-au citit în viața lor 300 de articole într-o lege, nu? Că nu e treaba lor asta. Cum poți să faci așa ceva, să-ți bagi joc de oameni în felul ăsta? Eu asta nu pot să înțeleg. Da, vă mulțumesc mult, domnule Ponta și domnule Tăriceanu, pentru că ați fost alături de noi în această seară. Am depășit eu timpul pe care mi l-ați alocat, pe care ați fost amabil să îl dedicați emisiunii noastre, domnilor și domnilor. Informație de breaking news. Vin veștile. Guvernul va da măști gratuite persoanelor cu venitul minim garantat și care nu și-ar permite achiziționarea echipamentelor de protecție. Gianina Vatcoviș vine cu detalii. Bună seara, Gianina! Bun găsit! Este într-adevăr o măsură care a fost discutată în guvern, însă o hotărâre de guvern care s-a discutat în primă lectură. Ar trebui să fie luată decizia finală abia zilele următoare, pentru că a fost de altfel o discuție, inclusiv o contradicție între ministrul muncii și premier pe această temă, atunci când vorbeau despre faptul că, așa cum prevede proiectul, autoritățile locale ar trebui să asigure gratuit aceste măști pentru persoanele care au un venit minim garantat. Spunea ministrul muncii că hotărârea de guvern este gata, dar mai întâi este nevoie de actul normativ care să impună obligativitatea purtării măștilor, iar acel act normativ nu este gata pentru moment. Vă spuneam, a fost un schimb de replici între premier și ministrul muncii, pentru că premierul a susținut că trebuie să pună în mișcare cât mai rapid această procedură de achiziție, dar și de distribuire a măștilor către persoanele vulnerabile. Mulțumesc mult, Gianina. Domnul Preda, nu știu, am înțeles că a prins-o nepregătită pe doamna Violeta Alexandru ca iarna pe autoritățile locale, dar cam când s-ar putea, dacă intră obligativitatea purtării măștii în vigoare din Sfânta Zi de Luni, cam când credeți că ar putea dânsa să elaboreze un act normativ în acest sens? Până iunie, până iulie, mai încolo? Stați că nu-l auzim pe domnul Preda. Mă auziți? Acum da. Nici nu-mi dau seama cum poate să arate un asemenea normativ. Am înțeles că vor da la toți care au cei care se încadrează la venitul minim garantat. Nu știu să vă spun și îmi puneți o întrebare care mă depășește. Este, noi de mâine trebuie să purtăm mască, nu? Da. Așa am înțeles. De mâine... Sau de luni. Hai, când deci intră... și ăia care au venitul minim garantat, dacă n-au măști, că n-au bani să ia măști, n-au voie să iasă, ca să fie clară treaba. Asta trebuie să le spunem românilor. Ce să le... Dacă n-au măști, să le cumpere din banii lor că n-au, că de-aia le dăm noi gratuit. Bă, nu, de-aia le promiteți că le dați gratuit. De-aia le promite. Domnul Ciotacu, pe cuvântul meu, dacă nu, dacă eu vă spun deschis așa, tot ce se face în țara asta, eu înțeleg și preocupările și, până la urmă, munca de Sisifa, celor care fac un lucru nou, nu ne-am obișnuit. Dar tot ce se face pe genunchi,
totul va ieși prost, pentru că n-are cum să iasă bine, domnule. Noi ne demolăm și ne reparăm, ne demolăm și ne reparăm în fiecare zi. Nu poți să dai acum joi seara și să spui că de vineri dai măști gratuite la astea. Trebuia până acum mască, toate farmaciile, toate magazinele, toate site-urile de vânzare. Scot măști la vânzare cu prețul maxim de 2,30 lei. Punct. Gata, în toată România. Și toată lumea știa, băi, până îmi dă gratuit, uite, 2,30 lei masca, mă duc și meu. Nu mai poate să vândă nimeni, nici cu 6 lei, nici cu 7 lei, nici cu 5 lei. Păi n-ați auzit că e anticapitalistă măsura plafonării prețului? Domnul, am înțeles, domnul Ciotacu, eu iarăși vă spun ce aș face eu. Eu nu sunt nici așa deștept, nu sunt nici așa de implicat, dar cu mintea mea și cu experiența mea zic ceva. Că am zis ceva ora trecută de cartierul ăsta și nu vă pot spune ce a fost pe telefonul meu. Și acum vă spun tot în mare. Păi m-am simțit rău, pentru că mi-au zis că să stă în carantină nemeritat, pentru că e primarul PSD-ist. Vă dați seama, după ce nu știu ce ne-a zis, că de-aia a dat la Suceava drumul, că e penelist. Cum mă simt eu la chestiunea asta? Pentru că lumea de aici trăiește în orașul ăsta, în Buzău, și lumea, așa cum e, și alege primarul pe care îl vrea, că e penelist, că e PSD-ist, că e nu știu ce. Dar noi declarăm și mormântăm un cartier. Și să vă mai spun... Stați un pic, cine e primar la Buzău? Toma, nu? Da, e un primar din PSD. Așa, și da, Toma e primar numai în cartierul în care locuiți dumneavoastră? Sau? Nu, păi asta zic, nu, că primarul s-a certat cu prefectul. Primarul n-a vrut carantină. Nu, n-a vrut sub nicio formă. Păi nu, dar de ce trebuie să pedepsești un cartier? Înțeleg că pedepsea toată comunitatea, că ales prost. Dacă facem o paranteză mică, acest oraș era ultimul pe țară, domne, avea 19 infectați, dintre care niciunul stare gravă. 19. A fost o persoană care s-a dus la socrul lui la Țăndărei, aia care i-a scos repede din carantină, și a infectat tot neamul lui. 30 de ani. Și a făcut ancheta epidemiologică, i-a izolat, i-a băgat, i-a dus la spital și cu asta basta. Ce s-a gândit prefectul cu DSP-ul? Ia să ies eu în față și a dat carantină pentru 2000 ceva de persoane. Dar ce vreau să vă spun că e important. Domnul Ciutacu, eu m-am dus și am dus soției mele, că a avut nevoie de laptop când am venit de la București. Ai o masă acolo, eu nu știu, cred că așa e la... Când eram, făceam noi armata, dacă vă uiți aminte, și venea la gar și tu puneai pe masă. Ia, mama spunea pachetul pe masă și tu îi spuneai, îi dădeai rufele murdare, dacă aveai. Da. Dacă n-ai. Ei, așa era și aici. Numai că, lângă mine, când am tras eu, erau mașini care intrau, ieșeau și întrebă ea pe aia, bă, da, jandarmi, poliție. Mă, da, cum intră și așa? Ală, nu, ăștia au legitimații de servici. E o minciună cap-coadă acolo. Cine a rămas cum în casă? Stați un pic. Deci dumneavoastră v-ați întâlnit cu soția ca la vorbitor la pârnaie? N-am pus nici mâna unul pe altul, domne. Nici nu m-a lăsat să soția ce nu pune pe masă aia, că e infectată. Nu știu, le ia cineva, mânuși, mască. Nu vă spun de ce este o situație, nu vreau să o transform într-un caz particular. Păi nu stați dumneavoastră că nu e un caz particular, că nu-i cartierul lui Cezar Preda. Sunt 2000 de suflete acolo. E al soției mere, dar vă spun o chestiune. E proprietatea soției noastre cartierul ăla, că poate au ceva cu noastră. Nu, dar vreau să vă spun că numai oamenii în vârstă și oamenii corecți au ascultat și n-au ieșit din casă de 12 zile de cât este. În rest, tot cine a vrut să iasă și să intre făcându-și legitimați, știți cum să faci, chipul, cine le-a verificat lor angajator. Era o circulație acolo, dar în schimb să-i văzut ce importanți erau când am adus eu, să nu puneți mâna, dar ce aveți acolo, dar n-aveți voie. Ce ai, băi, frate, zic, e un laptop, trebuie să lucreze, moare de foame, nu trebuie să lucreze, cum să ce... Ce carantină? Deci suntem nebuni, domnule, suntem nebuni. Iar eu trebuie să, pentru că e guvernul meu și e prietenul meu ministru, eu trebuie să stau din gură, domnule, în loc să le zic la aia, bă, ce faceți voi aici, mă? Mă, de ce ați băgat voi în carantină? Nimeni nu suflă, toată lumea e frică de moare, toată lumea n-are curaj să spună, bă, nu-mi convine asta, uite, asta nu e bine, uite, asta nu se face bine. Deci eu cred că dacă noi... De acum înainte, nu ne așezăm cu mintea limpede și să luăm niște decizii bune, vom intra din greșeală în greșeală. Pentru că ceea ce se întâmplă în următoarele zile este foarte important. A zis bine domnul Ponta. Dom'le, ce se întâmplă de la noapte dacă intră din străinătate? Da. Mai sunt în carantină sau nu sunt în carantină? Ce se întâmplă? Care este ordonanța? Care sunt roșii? Am înțeles că s-a mai prelungit în Spania până mâine seară.
interdicția. Dar care sunt celelalte țări? Cum se intră? Cum se iese? Nimeni nu interesează acest lucru. Discutăm acum chipurile. Atenție mare, că dacă nu sunteți atenți, o încurcați mai rău. Da. O să o încurcăm mai rău. Asta este. Românii, vă spun, până la urmă, eu am văzut și la Revoluție. Aveam 30 de ani la Revoluție. Domnul Ciudacu, când nu s-a mai putut, nu mai n-a ținut românul cont de absolut nimic. Cu românul trebuie să fii foarte atent. Trebuie să-l ajuți, trebuie să-i spui să respecte niște reguli, el înțelege, nu abuza de el. Nu abuza de român, pentru că românul în general tace până la un punct. Pe urmă. Îl salut cu această ocazie și pe domnul Viorel Cataramă, care s-a alăturat discuției noastre, omul care s-a autocarantinat, care s-a autoizolat și omul care era, cel puțin până acum, conform rezultatelor, să se autoinfecteze, că momentan nu i-a ieșit. Bună seara, domnule Cataramă! Bună seara! Imediat revin la dumneavoastră, vreau să întreb și pe doamna Nicolai ce părere are de cele spuse de domnul Preda, pentru că am sărit dintr-una în alta, dar am ajuns la o chestie care, într-adevăr, pare, domnul Nicolai, mi se pare mie, sau a devenit așa o chestie discreționară. Dă-i bă măsa, e la primar PSD-istă, îi ardem și îi băgăm în carantină. Pe partea ailaltă e al nostru președinte de CJ-ul și primar, îi scoatem din carantină. Păi ne jucăm cu asta dacă tot am declanșat isteria virusului ucigaș? Stați că doamna Nic vorbește singur ca televizorul. Doamna Nicolai nu mă mai aude. Motiv pentru care mă duc la domnul Cataramă până când facem legătura cu doamna Nicolai. Domnul Cataramă, știți cum e? Minutul și scorul. Cum stați cu temperatura? Ca să vă pun întrebarea tradițională. Foarte bine. Puteți să mi-o spuneți sau ține de protecția datelor personale? Nu, 35,6. Mi se pare mie sau aveți din ce în ce mai mică temperatura corpului? Eu întotdeauna am avut-o între 35 și 36. Deci sunteți în parametri, ca să zicem așa. Da, sunt foarte bine. Azi v-ați făcut prima tură de analize, da? Corect. Și ce zic, în măsura în care se poate comunica verdictul dat de specialist? Păi sigur, e public. Eu am vorbit cu societatea OK Medical să facă public rezultatul. Și testul rapid a ieșit negativ, dar nu concludent, pentru că s-ar putea să fie în perioada de incubație de 5-10 zile și atunci testul care va fi finalizat mâine și va fi anunțat, ăla va fi cu acuratețe de 99%. Eu sper să demonstrez că nu pățesc nimic și că tot ce s-a întâmplat în România a fost un dezastru, o prăbușire a economiei, un faliment în masă, sărăcirea populației, imposibilitatea cetățenilor cu alte boli de a accesa sistemul medical, numai suferință, România prăbușită, aiurea, numai din frică și din lașitatea celor care se pitesc și sunt fricoși. Domnul Cataramă, purtați mască? Doamne ferește, cum să por mască? Păi și dintre obligația în vigoare, s-a aprobat până lege, ce faceți? Păi dacă e până lege, o să port. Na, ce să fac? Dar deocamdată la mine acasă nu port nicio mască și n-am purtat mască timp de 2 luni. Da, dacă intră în vigoare în spațiile închise unde zice la monitor oficial, trebuie să vă puneți mască, n-aveți de ales. Păi, ce să fac? Trebuie să respect legea, dar în același timp protestez împotriva unor legi strâmbe, aiurea, care nu fac decât să distrugă viața poporului român. Doamna Nicolai. Victor, chiar vroiam să intervin, nu numai pe subiectul Buzău, și eu fiind jumate buzoiancă după mama. A fost o ambiție a prefectului, nu știu ce a dorit să demonstreze, că e foarte important, că se preocupă el de bătălia contra coronavirus, dar eu am o problemă cu aceste măști, cu hotărârea guvernului de astăzi. L-am auzit pe domnul Orban când pe repede înainte o împingea pe doamna Alexandru să dea repede hotărârea, femeia zicea că e în primă lectură, dar aseară a ieșit pe postul național de televiziune domnul Virgil Popescu.
Da. Și ne-a zis că o să achiziționeze România prin SAPE măști din Vietnam, cam de valoare de vreo 100 de milioane de euro. Probabil că toate sunt destinate pentru această, acest proiect de a fi livrate oamenilor care au venituri minime. Am și eu o foarte mare întrebare. Zilele trecute a adunat toată lumea măști chinezești de până magazine, de prin farmacii, spunând că nu știu ce Dumnezeu au, n-au filtrare foarte bună. Din ce știu eu, măștile vietnameze n-au certificare europeană. Astea au filtrare? Îi întreb public pe domnii ăștia care au bani, au 100 de milioane să cumpere măști pentru acest proiect. Au început demersurile, au semnat contractul cu firma din Hanoi. Pot să ne spună și nouă cum se preocupă de protecția acestor oameni din moment ce măștile vietnameze nu sunt achiziționate de nimeni în Europa pentru că nu sunt certificate? Hai să fim serioși, hai să lăsăm dracului în spatele acestei bătălii cu coronavirus, care e importantă, viața oamenilor e importantă, dar se ascund niște Norica, lucruri care nu sunt deloc în regulă. Norica, te întreb cât se poate de direct, ne cunoaștem de atâta amar de vreme și oricum îmi iau amenzi de la cinea pe bandă rulantă, așa că nu mă mai împiedic de încă una. Tu îi bănuiești pe ăștia de o șpagă masivă la afacerea asta? Nu știu dacă e vorba de o șpagă masivă, dar cum Dumnezeu să iei măști necertificate când tu ești preocupat de certificarea lor și le adun de până farmacii, că asta făcea protecția consumatorilor în zilele trecute, dacă ne-am iartă-mă, și atunci care ar fi varianta B, dacă nu e șpagă, ce e? Nu știu ce poate să fie, dar nu e în regulă deloc ce se întâmplă, știi? N-am auzit nimic. Vreau să văd și eu cine a făcut acest contract, de ce prin Ministerul Economiei, cum se va derula acest proiect pe care doamna Alexandru prin Ministerul Muncii îl derulează, cum vor stabili care sunt persoanele cu venituri minime, cum se va face distribuția, las la o parte, că ei trebuie să poartă măști de luni și alea probabil că vor veni când vor veni. Deci sunt niște lucruri total în neregulă. Bun. Și mă duc la capitalistul acestei emisiuni. Domnul Cataramă, dumneavoastră aveți o explicație pentru paradoxul pe care l-a deschis doamna Nicolae? Deci scoți din toate farmaciile niște măști pe care le bănuiești că n-au certificare și că nu îndeplinesc standardele europene, dar pe de altă parte anunți semnarea unui contract guvernamental de import al altor măști care cu siguranță nu au certificările și nici acces pe piața europeană în mod normal. Domnul Ciutacu, de 30 de ani afacerile în România se fac pe bază de șpagă. Nenumărate cazuri. Mai ales acum, când nu mai sunt licitații, când nu mai e nimic. Evident, prețurile sunt de câteva ori mai mari, calitatea de câteva ori mai mică. De ce ne ascundem după deget? Să ne fie rușine să spunem sau să ne fie frică? Mie nu mi-e frică să spun lucrurile astea. Presa a relatat nenumărate cazuri în care prețurile au fost enorme față de calitate. Și mai devreme sau mai târziu, cei care au făcut asta vor trebui să dea socoteală. Credeți că o vor da vreodată, domnule Cataramă, pe ea, pe socoteală? Da, pentru că ce au făcut în aceste două luni, să prăbușească și să falimenteze România, să genereze 1,5 milioane de șomeri cu toate familiile lor, să aresteze în casă și să-i considere infractori pe toți cei peste 65 de ani, să nu mai permită accesul la sănătate celorlalți bolnavi în afară de coronavirus, generând nenumărați morți pe care încă nu-i cunoaștem, pe care nu știm, dar vom afla în viitor, să capituleze fără luptă în fața unui adversar periculos, la începutul unui război pe care trebuia să-l ducem cu demnitate, să dea dovadă la rașitate și de frică și să aresteze români, să ne țină în casă, să ne ia drepturile și libertățile. Și, domnul Ciutacu, cel mai important lucru, interesul național primează întotdeauna. Niciun alt interes nu poate fi peste interesul național, iar interesul național cine este să aibă economie interesul puternică. Ăsta național? Cine definește interesul național, domnul Cataramă? Că e o discuție lungă. Da, interesul național înseamnă să ai o economie puternică, oameni care muncesc, nu care sunt șomeri, oameni care sunt prosperi, nu care sunt muritori de foame, oameni care au acces la sănătate, nu oameni care nu au acces la sănătate. Asta este interesul național, să fii o țară puternică, să fii demn de țara ta, să fii mândru de țara ta, nu să ți-o distrugi cu bună știință pentru niște motive care s-au dovedit false.
și astăzi să persistă în aceeași greșeală, în aceeași greșeală, în loc să lași oamenii să muncească, îi ții în casă. Apropo de oameni care muncesc, domnule Cataramă și stimați invitați, haideți să vă mai dau un caz, domnule. Absolut năucitor. E un scandal de amploare între direcțiile de sănătate publică și românii veniți din Austria, de la muncă, doamnelor și domnilor. Deși aceștia au fost testați contra cost înainte de a se îmbarca în trenul către Timișoara, când au ajuns în țară, au fost băgați în carantină forțată. Hai să vedem despre ce-i vorba. Doamna de la DTP, lăsați-o să vorbească! 14 zile în carantină nu-i corect! Deci noi am fi de acord să ne plătim noi, chiar noi, testul, cu toate că ne-am trudit acolo, văzându-ne în mijlocul epidemiei și nu având cu ce să vii acasă, nu am fost destul de greu! E foarte greu! Nervii noștri trebuie să ne ținem pentru noi, îngrijim oameni bătrâni. Dar nu putem să venim în România cu nervii la pământ de acolo, ne trezim că ne ia ca pe niște, așa, mergeți în carantină. De ce? Faceți-mi testul, eu îl plătesc. Domnul Preda, deci oamenii ăștia au fost anunțați oficial că dacă vin cu un test negativ, făcut cu maximum 72 de ore înaintea îmbarcării către România, își vor vedea de treburile lor și se vor duce la ei acasă, nefiind considerați pericole pentru sănătatea publică. Vin în țară și e cam pe aia. Ce bine îmi pare că ai luat țeapă. Domnul Ciutacu, acum vă întorc și eu cuvintele când v-am spus cum văd eu. Dumneavoastră mi-a zis că e un protocol, că e o lege. Păi e un protocol. Oamenii ăștia sunt fixați pe chestiuni în care nu le mai permite să gândească. La noi nu mai gândește nimeni, domnule. La noi toți suntem militari acum, ca să fie clar. O luăm, ne-a venit țidula, acum e țidula, așa trebuie să fac. Normal că aceste lucruri se rezolvă de la caz la caz. Una este să vii dintr-o zonă, una este să vii din altă zonă. De asta vă spuneam că eu nu știu la ora actuală ce se întâmplă, care sunt zone roșii, care sunt zone portocalii. Oamenii trebuie să știe. Așa cum sunt info-alertele de consulat și ambasade, ați văzut, când te afli pe telefon, cu telefonul în Italia sau dumneavoastră în Olanda, vă apare un info de la Ministerul de Externe care vă spune, atenție, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți asta, aveți grijă de asta, așa și la ei. Dacă exista un info-alert care le spunea înainte de a sosi în tren, atenție că România n-a schimbat nimic, degeaba vă faceți testul, dați 150 de euro, că nu e valabil. Iată ce înseamnă până la urmă să ne uităm cu toții, să vedem, eu nu critic acum, nu mai iau act de așa ceva, pentru că nu știu ce aș făcut eu, poate și eu puteam să fiu depășit de anumite chestiuni, dar cred că întotdeauna mai multe minți contează, mai multe creiere contează. Ia-te și apleacă-te și rezolvă problemele pentru fiecare caz în parte. Eu de-aia am spus, da, nu mai vreau să fac pe viteazul, știți, după război. Noi nici nu trebuia să definim această stare de alertă. Prelungeam starea de urgență, relaxam cu măsurile și eram pe lege, domne, știam ce avem de făcut. Acum ce om face până luni, Dumnezeu cu mila. Știți cum este? Eu am încredere că românii vor respecta. Sunt fer convins că vor respecta. Nu va ține cont nici ce spune. Vela, i-am văzut ieri și cu asta închei. Domnul Ciutacu, îmi urmăresc colegii foarte atent. Am rămas înnimerit ieri când i-am văzut pe toți responsabile la care România se uită de 3 luni, ieșind pe toate televiziunile, toți 4, inclusiv, bineînțeles, domnul președinte. Păi dacă eu puneam acum, știți cum facem dumneavoastră, cum făceam noi inginerește, le suprapuneam discursurile, păi nu mai făceam 10 răspunsuri, făceam 50 de răspunsuri, pentru că erau 50 de răspunsuri pe 4 teme. Deci acesta este pericolul, să nu ai clar când ai ieșit să spui ceva. Eu pot să spun o prostie în seara asta, pot să spun niște lucruri pe care românul intră pe ureche, ce las, v-a zis Preda, cine-i Preda asta? Bă, da, când iese Tătaru, când iese Vela, când iese domnul președinte, când iese domnul prim-ministru, românul e foarte atent, pentru că de 2 luni jumate nici lingura nu o duce la gură fără să vadă, să știe, bă, e bine, o duc, nu o duc, ies, deschid geamul, nu deschid geamul.
Asta este adevărul. Responsabilii care își asumă așa ceva trebuie să dea informații clare, iar românii, oriunde s-ar afla, trebuie să știe în orice secundă ce îi așteaptă. Doamnă Nicolae, dumneavoastră, ca jurist de profesie, ce vă aflați? Știți cu 75 de minute înainte ca domnul Vela să dea geaca militară jos și să o preia domnul Orban, ce putem face în weekendul ăsta începând cu ora 0 și 1 minut? Da, Victor, ți-am spus în prima parte a emisiunii. Nu este posibil, e aproape 12 noaptea, suntem aproape de 15 și noi habar n-avem ce putem face și ce nu putem face mâine. Eu mizez pe bunul simț al oamenilor care vor respecta marea majoritate. Dar nu putem vorbi, a ieșit Iohannis și ne-a vorbit de coerență și de politicieni retrograzi. Îmi pare foarte rău. Ar trebui să se uite în propria ogradă, dar nu la toată ograda, că are vreo câteva găini mai care cotcodăcesc mai mult și prost, pentru că și ieri vreau să spun că mi s-a părut absolut aberantă abordarea Parlamentului apropo de intrarea în vigoare. Vreau să intre imediat, deși pe 11 mai Iohannis contestase legea educației pe același temei pe care îl cerea ieri să nu-l respecte. Deci am ajuns într-o situație care este absolut penibilă. Oamenii ăștia au impresia că pot face orice, că legea s-a suspendat în România. Nu, domnilor, nicio țară nu și-a suspendat legile, chiar în vreme de pandemie. Dar dacă avem orgoliu, aroganța acestui comportament suficient, care e marcat de multă prostie și incompetență, atunci toată lumea va suferi în această țară și nu e cazul. Cu această concluzie așteptăm totuși, doamnelor și domnilor, în măsura în care s-ar putea ca totuși în ziua de astăzi, până la miezul nopții, să ne spună și nouă ce putem face de mâine, de după miezul nopții, respectiv la un minut după ce trece și începe sfânta și frumoasa zi de 15 mai. Motiv